un topor, motherfucker. Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al treilea episod din Mafia 2. Ok, ultima dată am ajuns la Joe acasă pentru că, da... să zicem că pentru un tip de... mai bine de 20 de ani, nu cred că... e prea plăcut să stai cu maică ta, să fim sinceri, dar mă rog. Hai să-i dăm bătaie. Voiam să... ce-a fost asta? What? Ok, am găsit o revistă Playboy. Știi ce a lăsat așa? Chestiile astea sunt colectibile, adică o să le găsim pe parcursul jocului, așa random. Bun, hai să mergem mai departe. Bun, ce voiam să zic, înainte de a fi așa de brusc întrerupți, da, ce voiam să zic e că... și ce, lăsați un like dacă vă place seria și dacă vreți să vedeți mai multe episoade, da. Lasă așa. Bun, hai să ne vedem de treabă. Fuck this shit. Ok, hai, ieșim. Aici e bine. Da, mi-am amintit. M-am mutat pe PC pentru că, să zicem că... era puțin cam enervant pe controller. Nu știu cum să zic, știți că nu mergea bine camera. Adică camera se mișcă fluent așa pe mouse, dar pe gamepad probabil că ați observat și voi că aveam momente în care puneam camera strâmb. Și chiar dacă o să fie puțin mai nasol pentru mine, pentru că eu sunt un, nu știu cum zic, conduc prost. Iar... partea de shooting, nu știu ce aici facem. Joe, I was driving almost the whole time I was over there. Yeah, but this ain't no tank, Vito. This is one of the nicest cars money can buy. I didn't drive a tank, I drove a Jeep. What the hell's a Jeep? It's, never mind. You gonna let me drive or what? All right, here's the key. Ok, deci Vito vrea să conducă, deși aparent n-am mai condus niciodată înainte cu o mașină. Ok, F. Destul de simplu, chestii normale, nimic special. Așa e, pentru frână. Ok, now make a right here. Then just go straight for a while. Ok. Avem și GPS, vezi, linia aia roșie ne arată pe unde trebuie să mergem și chestia asta e bine. No need to get pulled over for no reason. Ok. Așa, streacă domnul polițist și... mergem și noi azi, băieții! Știți care e faza nasoală în jocul ăsta? Că dacă treci de viteza maximă legală, care e nu știu cât, chiar nu știu cât e, și te vede poliția, ai cam belit-o. Hey Vito, you know what time it is? It's daytime, how the fuck should I... Era ceva care îți bloca... Who says you're gonna pay for it? Ăsta... care îți bloca... îți bloca... nu știu cum ai se numește, accelerația... viteză, metru, habar n-am. Chestia aia... cred că se numea vitezometru, da, vitezometru ți-l bloca la... stai că am trecut. Ți-l bloca la o anumită viteză care era și viteza maximă legală și chestii. Mă rog. Ce mașină drăguță. Beautiful car like that, it'd be a shame to smash the window. You should grab yourself some lockpicks over at Giuseppe's. Okay. O să învățăm și să spargem mașini, aparent. Ah, ce băiat bun e Joe ăsta, ne învață atâtea chestii folositoare. Mereu am vrut să aflu cum se sparge o mașină. Să zicem că am văzut câteva mașini cum asta. Nu am zis eu asta. Oh, hello! Și toți italienii au mustață. Mă rog, de fapt, italienii bătrâni, nu ăștia tineri. Uite, ăsta are, cred că, nu știu, 50-60 de ani și uitați-vă care mustață și italian. Giuseppe. Well, thanks. This really gonna work? Nobody from the army would bother you again, trust me. You see? What I tell you? Here's the money. Take your papers, Vito. Perfect, numai bine. Și acum ce? Oh, ok, stai că le iau. We need a set of lockpicks, too. That we do. And guess who's paying for them? Okay.
Așa, ca să cumpăr și... Oh, $7. Nu e așa de mult. Ok. Îmi place, știi, că mi-arată aici punct. Ceea de genul pentru a cumpăra apasă punct. Bine, bănuiesc că e Enter. Enter a fost. Și pentru leave bănuiesc că este, nu știu, backspace. Sau probabil că merge și pe escape. Da, mă rog, las asta. Da, cum ziceam, îmi place că e, nu știu cum să zic, e foarte discret. Nu e ca și cum ar străluci chestiile la care trebuie să te duci. Ok, deci WS, oh, god damn it. Ah, și hai că am prins șmecheria. See you around, Giuseppe, se benedì. Easy, huh? Arrivederci. Don't worry, you'll get the hang of it. I do it all the time when I lock my keys in the car. Sigur, da, da, asta o folosești. Ok, hai să ieșim afară. Ok, you still feel like snagging that car? You kidding me? Absolutely. Well, here's your chance. Ok, hold F. Sau Q to smash the window. Dacă îmi permite să-i sparg nenorocita aia de oglindă, să urc în ea și să plec. Atunci de ce n-ai mă mai pus să pun lockpick? Măcar la asta putea să nu mă lase. Ok, deci așa. Ah, damn it. Perfect. Possible stolen vehicle. Opa. Police, the police want Step to arrest you. Roger that. Ok, hai, putem pleca? Mulțumesc. Wow, 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 puf, stați, 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 ce? 10-4. This vehicle is wanted by police. Ok, drăguț. Și ghiciți ce? Mai ții de ceva și eu că o să fie o problemă cu condusul? Fuck it, bro, chiar o să fie o problemă cu condusul, god damn it. Că dai urea, mi se pare, wow. Holy shit. This guy's a maniac. We gotta take him down. Chiar o să fie nevoie să... Copy that. Ok, chiar am luat-o pe drumul bun, pentru că ne aparent trebuie să mergem aici. Fără să fim văzut de poliție și să schimbăm câte ceva la mașină. Ca în GTA. Schimb culoarea mașinii și asta e. Don't worry about it. I gotta come. Just find any body shop. I know the guy who runs it. Așa. Na, nici n-am stricat-o deloc. Change plates if you need to legalize your car. Kappa. Okay. No license plate. For you, no problem. Okay, hai să schimbăm numele. Ce nume? Ce să scriem? Ha, cred că am o idee. Să... No. Ha. Kappa. Stai că m-am văzut că pot să pun spațiu liber. Perfect. There you go. Așa. Trebuie să revopsim mașina. Change the color to... așa... stai, change the plates. Car must be repaired. Ok, trebuie să reparăm mașina întâi. Trebuie să schimbăm roțile. Bine, de fapt, nu trebuie să, dar putem. Îmi place asta. Change plates, asta le-am. Browse colors, ok. Să vedem ce culoare am putea... îmi place culoarea asta. Chiar îmi place culoarea asta. Asta sau asta? Mergem pe asta. Asta îmi place mai mult. Tune the engine. Your car is fully tuned. Cred că asta e cam tot. Putem pleca. Ups. Putem Thanks pleca. Deci backspace. Perfect. Acum avem o mașină numai bună. Puh, pot să o păstrez? May I? Alright, next you should introduce yourself to Mike Bruschi. He probably have some work for you. Alright, where is it? Bine, bănuiesc că chestia asta o să coste destul. Na, bravo, mă, că mă duci, mă pui tu să mă duc în partea opusă. What guy? Guy at the body shop. Oh, Tommy. He's my buddy's nephew. He's kind of quiet, but let me tell you, the kid's some hell of a dancer.
Saw him at the old dance hall in Oyster Bay a couple of weeks ago. He had all the broads going nuts. Do I detect that? Știi, îmi place că măcar ăștia... Are you kidding? I don't need no dance moves. Nah. I got charm, my friend. Here, I'll give you some of my lines. Că ăștia vorbesc, știi, că și nu sunt în mașină, măcar nu te plictisești. Ok, hai să vedem cum facem. Și fac o serie de joc, chiar știe pe toată lumea din orașul ăsta. Oh, Doamne, până o să fiu în stare să conduc pe aici, o să nebunesc. De fapt, nu o să nebunesc eu, cât o să nebuniți voi, mai mult ca sigur. And this works for you. Oh, here's a good one. Hey, do you know the difference between sex and conversation? No? You want to go back to my place and talk? You got problems, you know that? Așa. Văd că suntem, văd că merge destul de repede. How about this one? Why don't we go back to my place and play house? You beat the door and I'll slam it. Oh, that was bad. Așa. Hey, when you measure seven soft, you don't have to be good with words. You get my drift? All right, speed limit 40. What the fuck? What the fuck, bro? Bă, 40 ești nebun? Ce naibii asta? Nu, că fără limitator, dacă asta e. Limitator, pe L. Oh. Am pus chestia asta pentru că nu vreau să mai ai poliție și nu glumesc. Here, asta e poliția. Dacă o să fie drum bun și chestii, o scot. Dacă nu, 40 de km la oră sunt numai bine. După cum probabil puteți vedea, noi oricum nu mergem cu mai mult de 30, cam așa. Ah. Hey, look who's here. Hey, Mikey boy, oh, what's going on? Shit, Mike, you can wash your fucking hands once in a while. Now I need a fucking bath. Hey, I've been working. Working people occasionally get dirty, you know? Hey, ce palmă drăguță. Da. What? The same fucking rag you used to clean the toilet, you filthy fuck? Put a lid on him. What are you, from the health department, or you want to do some business? Business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Bruschi. But don't shake his hand. I ain't got that much soap at home. Nice to meet you, Vito. Me and Vito go way back. He just come back from overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. Joe told you about our side business, right? Yeah. I only want regular cars, nothing fancy. You get a cut of every car. I take as many as I can handle. And don't bring no cops around, okay? They follow you here. I don't know your ass from Jesus. You get me? Got it. God damn it, Mike! You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. All right, calm down or I'll stick them up your ass, you sissy. You know, dry cleaning costs these days. Jesus Christ. And who knows if they can even get this filth out. You shut up. Vito, listen to me. I need a Walter coupe today. I got a few people looking for parts, but I can't find a car. Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar there. I think the place is called the Lone Star. Isn't that a mall in your neighborhood? I'll stick out like a sore thumb. Okay, right, deci trebuie să mergem să cardim o mașină. 400. All right, deal. Vito, come on, let's go, andiamo. Meantime, I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Okay, deci $400. Okay, listen up. O să ne vinim $400, holy fuck. Mi-aș cumpăra așa odată la 2-3 luni o mașină. Here, Vito, take this. Atunci că ne, $400 atunci și față de $400 acum. Mind if I test this thing out here? Sure. Knock yourself out. Here you go. Okay. Aim for that old wreck over there. Bun. Oh. Trebuie să trag în astea, cum se numește. Hey, Vito. See if you can hit the gas tank. Cauciucuri. Și acum trebuie să tragem în... Da, chiar, stau și mă gândesc cu oare chestia asta... Oare chestia asta chiar funcționa în viața reală, adică gen să tragi pistolul în locul pe unde bagi, efectiv, benzina și ar bubui, pentru că n-ar fi prea drăguț. Așa, așa. Ok, hai să luăm mașinuța noastră. Care e făcută cam praf. Da, e foarte șmecheră și chestii.
Mă rog, o să punem limitatorul în caz că dăm de ceva chestii. Mă, din câte îmi amintesc eu, în jocul ăsta nu cred că am trecut, nu cred că am ajuns o dată la 140. Bine, poate și pentru că nu știu să conduc suficient de bine încât să nu mă lovesc de ceva și să nu scadă viteza. Dar și pentru că nu prea ai drumuri la care să mergi așa de mult, adică efectiv în afară de drumul ăla unde mai ating câte 100 așa. Hai să zicem că poate aș putea să forțez la 120, la 140 în posod. Ok. Opa. Așa. Îmi place că semne peste tot cu viteza și holy fuck. Feel a lot better with some money in my pocket. Hey, what's the rush? Money don't buy you happiness, you know. Get the fuck out of here. I was just fucking with you. Don't worry about the money. This little job is just the beginning. Pretty soon you'll be rolling in it. So, Sand Island's still the same shithole it was when I left? Okay. No, the place actually is bad now. Shit. How the hell that happened? All the moolies flew south for the winter. Of course it's still a shithole. Știi, mereu vine să vorbesc, dar și în același timp să fiu atent la ce vorbesc cu ăștia și mă cam, nu știu, mi-a iurea. Mă distrag tipii ăștia doi. Când sunt în mașină. Frate, vreau și să vorbesc. Nu să stau și nici să comentez ce vorbiți voi. Hello. N-am făcut nimic, n-am trecut pe stop, nu v-am tăiat calea nici măcar în curbă sau ceva. Și nici pe contrasens. Adică efectiv în afară de omor, ciocnirii și viteză, bă, ăștia nu-ți fac nimic, da. God damn it, bă, dați-mă dacă ar fi fost limita de viteză și în GTA. Damn it. Hai, bă, dați. Așa. Bun, trebuie să mă duc și să cardesc acum o mașină. Și chestia asta o să-mi aducă ceva dolari. Și aia, dar faza e că nu nici măcar pe aproape de suficient de cât avem nevoie. Adică 2000 de dolari, fuck it, și noi le scoatem 400. Dacă îi scoatem pe aia 400, adică nu se știe niciodată ce s-ar putea întâmpla. Shit. Așa, ăia merg pe sus, n-avem mai treabă cu ei. Op, op, stai că trec pe lângă. It's that cream colored baby over there. Be careful. Do it quick and get the fuck out of there. Break a window if you have to and go. I'll wait for you back at Mike's. What if I run into problems? Then you deal with them. Look, consider this a test. If you fail, I hear they're hiring down at the factory. Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. Ok, ce tip drăguț e pe atent nostru, Mike. Așa, trebuie să fur ăla. Space. Hey, what the fuck are you doing over there? Ah, shit. Kappa. L-am prins destul de bine aici. Și ceva, hai repede să furăm aia și plecăm. N-am de gând să stau să sparg ăla, sparg geamul și am plecat. Hopa, hopa, am dat în cartier de negrotei. Asta nu e chiar bine. Hey, what you doing, motherfucker? Left control. Stai, fiu, smash window. Bun, intră, intră, intră în pizda, bă, mai repede. Holy fuck, pleacă, 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 bă! Mamă, își pună pleacă ăsta să moară. Da. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Deci probabil că aici o să mor, probabil că aici o să mor sau o să mă salvez pe ultima sută sau nu. Am murit. Ah, doamne. Ok, măcar nu mă dă de la mama dracu și mă dă și pe mine de aici de aproape, să zicem. Dar știi, chiar n-am niciun gând să stau să mă bat cu ea. Ne, du-te, du-te învârtindu-te, n-am niciun chef. Așa. Stai, l-am dat cumva cu spatele de... nimic? Ok, l-am dat cu spatele de nimic. Așa.
Sper ca de data asta să nu mai fac aceeași greșeală ca data trecută. Bun. Haide, 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 haide. Nu, că... n-am de gând să stau să mă bat cu ei, pentru că uitați-vă și voi, sunt cam... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bun. Oh, mi s-au și deschis ușile, că de ce? Ceva îmi spune că nu e bine ceea ce fac. Sau... sau... e ok, am scăpat, am scăpat. Cred că trebuia fi stat să mă fi killerit o leacă cu aia. Adică măcar să fi încercat ceva. Ok, mă urmăresc, dar nu-i bai, o să-i frărești, că eu sunt mai și mai chiar ca ei. Ce, da. Știți ce mă amuză? Adică, erau, nu știu, e greșit. Mașina e albă, adică, full albă. Mai alb dată nu se poate, poate. Aproape că nu mai găsesc în zăpadă. Ok. Da. Ok, îndeajuns cu glumele la rasiste, să revenim la chestii serioase. God damn it. Poate mai e și poliția, că... merg cu viteză. Op! S-a pus cumva poliția în fața lor. Nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva. Ok, stai, deci poliția vine după ei. Eu mai mă lovesc din când în când. Deci am călcat un idiot pe picior. Și acum mai vine și poliția după mine. Nu știu dacă neapărat e mașina căutată, dar e făcută cam praf, cam ciuruită. Și dacă mi se oprește motorul, eu sunt cam obligat să mă dau jos. Să mă duc, să repar motorul acolo cât de cât și să porm, abia porm, să plec. Partea bună e că măcar nu mai, what the fuck, bro! Ok, ok, ok. Ce a fost asta? Deci, au venit prea repede. Fuck, bro. Ah, doamne, poate nu-i de noi asta. Ah, shit. Știi, e cam ciudat, adică mă simt chiar foarte ciudat să fur eu de la negri. Ok, gata, tac, 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 tac. Da, tu cu piciorul nu știi să dai, mă, când e la pământ. Ia, daci. Ia și șezi. Nu, cred că... nu, serios, chiar n-am dat să stau să mă bat cu ei, pentru că, frate, sunt prea mulți. Și plus asta, hey! Poate mai și poți. Hey, what you doing, motherfucker? Sau știi, poate chiar aș putea să mai bine să mă bat cu ei? I don't know. Habar n-am. Știți, acum realizez. Ăsta cum pornește mașina dacă n-are cheile? Hopa, 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 stai așa. Stai așa că nu e așa. Ok, data asta am plecat mai lejer. Și s-ar putea să nici nu mai mă urmărească ăștia. Adică, ok, or să mă urmărească, dar poate scap de ei. Adică ar fi super. Gata. Ok, data asta o să-mi iasă. În primul rând, o să încerc să nu mă lovesc de nimic. In one piece, dar mulțumesc. Mulțumesc mult. Bun. Am ratat de două ori. Și mi-a decât prima misiune serioasă. Ei. Bine. Era și misiunea care consta mai mult în condus, adică... Da, doamne, când o să am un foc, dacă o să trebuiască să fac urmăriri sau chestii... Frate, eu sunt în mafie, ok, trebuie să fur și mașini, dar eu stai să omor, nu să conduc, ați înțeles? Nu mă joc simulator de condus, nu mă joc driver, dar știți, eu un joc driver și chestii. Mamă, deci... uite, deci tu zi-mi și mie cum să fac eu întoarcere. Trebuie să fac întoarcere cu space, da, dacă fac întoarcere cu space... ajung pe... partea cealaltă. Asta e, frate, nu sunt eu făcut pentru drivere. Eu decât o să mă îndeplinesc aici... o să-mi duc la bun sfârșit misiunea. Uite și tu, deci... dacă am băgat space, m-am întors 180 de grade. Da. Ioi. Trebuie să am grijă pe aici ce fac. Nope. Mai încet. Pentru că ne-aia poliția și chestii. God damn it, cât de aia este să fie frică în halul ăsta de poliție. Nu de alta, dar...
Ăștia chiar te urmăresc o groază și nu poți să-ți faci anumite misiuni dacă îți stă poliția în cap. Bun, hai că de aici avem și noi oportunitatea să mai prindem puțină viteză. Ok, o să trecem și de 80. Nu cred că trecem de 80. Nu cred că duce mașina asta 80. Ok, nici 60 nu e rău. Chiar era cazul să... Hopa, 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 hopa. Ok. Stai, am uitat ce era cazul. Ai mă, pe bune! Really, bro? Nici măcar nu am văzut, dar mă rog. Las-o baltă. Stai, what? Cred că n-au chef să mă urmărească, adică nu-i vedeți și voi că la un moment dat, nu știu, au făcut așa o manevră de aia și smechere de-a lor? Adică aici o să facem la stânga! După ce întoarcem o leacă. Pentru că, bineînțeles, control minunat și chestii. Eu când am zis că... Da, bineînțeles, poliția a uitat de noi, polițiștii au uitat de noi. Sau probabil că e o mașină în față. Sau poate că noi ne lovim și au ăștia timp să ne ajungă din spate. Doamne... Doamne, 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 nu pot să... Mai ne pun și blocaj, că de ce nu? Așa... Măcar am ocolit-o. De aici cred că pot să dau viteză. Ok, sper că s-am încurcat. Nu s-am încurcat între ele, fuck. Ok, aici o să-ți bag puțină viteză. Bă, da, unde mama dracu trebuie să ajung, frate, cu mașina asta? Ok. Hopa, băi, e doar o steluță urmărită. Ce naibii, frate? Ok, gata, au și uitat de mine. Acum marele test e, pot să aduc mașina într-o bucată, că am cam lovit-o destul de mult și dacă bubuie acum am belit o fericire. Vă dați seama. Așa. Dar ziceam că bine măcar că nu e mașina urmărită, ci doar eu. Și nu se... Ok, pe aici să mor tu că e decât 20 limita de viteză. De nebie limitatorul. Stai. Că nu văd... Ah, ok, e doar pe 40. Da, cu serios, cine n-ai mi-ar sta să urmărească indicatoarele? 20 de km la oră, really? Doamne. Ăștia încă se chine. Îmi place, știi, că cu o mână murdară ține și nu e ca și cum ar murdări și mai rău. Hey, hey, mission accomplished, how'd it go? Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Probably the bombers. Not this their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. They just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Let's see what we got here. Mmm, nice. No stains. Clean. The lowlife get the money for this. Probably stole it himself. It's nice, though. How much did I say I give you for it again? 600. Oh, I like your buddy, Joe. Here's your 400 bucks. Stop by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop by again real soon. All right, boys. I'll see you later. Here's your 300 bananas. I'm taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. All right. Thanks, Joe. Okay, $300. All right, let's go home. Nu așa de rău. I'm exhausted. Ok, tu ești obosit. Eu ce să mai zic. Bun, deci cam asta a fost și pentru episodul ăsta. Până la viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut acest episod și susțineți seria și vreți să vezi mai multe episoade din Mafia 2 în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. Până la viitoare, bye bye.